Tema declarației mele politice de astăzi este partizanul basarabean Filimon Bodiu. S-a născut în comuna Mândrești, județul Orhei, în Basarabia. S-a căsătorit în 1934 cu Olimpiada, cu care a avut doi copii, Ion, născut în anul 1934, și Iulia, născută în anul 1936. După căderea Basarabiei în mâna rușilor, în vara lui 1944, Bodiu a intrat în pielea unui partizan incorigibil, drept care a fost arestat de NKVD pentru deținere ilegală de armă. A reușit însă să evadeze, intrând în ilegalitate, și a construit o vizuină secretă la circa 8 km departare de satul Mândrești, în așezarea numită Comaci. Vigilent, întâmpina orice persoană cu suspiciune, nu zăbovea mult într-un loc, iar în lunile calde stătea ascuns pentru ca doar toamna să se mute la unul din camarazii săi. Primul refugiu va avea în Pohoarna, raionul Cotiujeni, locuind într-o casă părăsită. În primăvara anului 1946, cu sprijinul secretarului Sovietului Sătesc din Mândrești, Ștefan Volontir, își va falsifica actele de identitate, schimbându-și numele în Grosul. Soția Olimpiada devenise Liuba, iar el Andrei. Atunci va pleca în regiunea Cernăuți spre a lucra ca zilier la diferite familii. Simțind că NKVD-ul e pe urmele lui, va recurge mereu la tactica peregrinării, schimbându-și adăpostul deseori, uneori de câteva ori pe săptămână. În anii 1944-1950, familia lui Filimon Bodiu a locuit în peste 15 sate, fiind adăpostit de peste 50 de oameni. Deși NKVD-ul i-a încropit un portret barbar de inscrut, ba chiar de terorist s-a dea, înclinat să săvârșească nenumărate crime, oamenii îl priveau ca pe un salvator din fața ciumei comunismului. Acesta e motivul pentru care Bodiu a rămas în memoria localnicilor drept un justițiar aflat mereu de partea lor. Filimon Bodiu nu ezita să trimită răvașă de amenințare a autorităților. Citez: de ne veți lăsa de ajupuină rodul, apoi unde vă stau picioarele o să vă stea capul, de nu credeți o să vedeți. Pentru a trezi în sufletul țăranilor spiritul de revoltă, Filimon Bodiu se întâlnea clandestin cu ei, cum s-a întâmplat în ziua de 27 iunie 1950, când partizanul a apărut pe lanul colhozului Frunze din satul Mândrești. O feblețe aparte, Filimon Bodiu a avut o față de comsomoliști, pe care îi pedepsea de fiecare dată când avea prilejul, rupându-le carnetele de partid și silindu-i să înghită cantități mari de apă. Îndoparea cu apă a fost pedeapsa predilectă pe care le-a aplicat-o activiștilor. Faima lui Filimon Bodiu ajunsese un ghimpe dureros înfipt în blazonul noii orânduiri. Ca să-l prindă, securitatea a instituit în fiecare sat detașamente paramilitare de sprijin al miliției. Membrii lor l-au urmărit tot timpul pe Bodiu încercând să-l prindă. Aflat în legitima apărare, Filimon Bodiu nu a șovăit să pună mâna pe armă împușcându-și hăituitorii. Bolșevicii îl etichetau drept terorist, în vreme ce grupul de luptători pe care îl conducea era stigmatizat drept grup banditesc terorist. La o analiză nepărtinitoare, lupta justițiară a lui Filimon Bodiu i-a avut drept țintă doar pe comuniști, președinți și secretari de Soviet Sătesc, președinți de colhoz, activiști ai satului. Nu s-a atins niciodată de averea țăranilor simpli sau a oamenilor de rând, acțiunile lui reprezentând un act de rezistență antisovietică. Maxima lui de conduită suna astfel: eu nu omor oameni, dar vreau să le dau lecții. Toamna anului 1950 a fost una ploioasă, de aceea Filimon Bodiu s-a lăsat înduplecat să părăsească ascunzătoarea spre a se muta în sat. A ales casa unui apropiat, Profir Surucianu, care l-a dăpostise și în alte rânduri. În ziua de 16 noiembrie 1950, fiul Ion era de pază la fereastră. Nu a observat când pe la amiază o mașină s-a apropiat de casa lui Surucianu. Din ea au coborât două persoane înarmate, care au strigat lui Bodiu să se predea. Bodiu a aruncat 3 grenade în curte, după care a tras câteva rafale de mitralieră prin ușa întredeschisă. A făcut însă greșeala de a ieși pe prispă spre a înfrunta pe agresori, urmarea fiind că a fost împușcat mortal. Soția lui, Olimpiada Bodiu, a fost grav rănită, iar fiul Ion a fost la rândul lui omorât. Așa și-a încheiat destinul un luptător a cărui legendă a rămas vie până astăzi în memoria basarabeilor. Sunt onorat ca sub cupola Senatului României să pomenesc numele lui Filimon Bodiu. Vă mulțumesc, Sorin Lavric, senator AUR.